Floricelele mele au înflorit. Ce miroase avară! Parcă se aud afară păsărelele cântând. Stop! Mie nu-mi place melancolia aceasta și afară este iarnă. Este vară! Iarnă! Vară! Florile mele sunt mai rezistente pentru că eu le-am uscat și stau aici frumos în vază. Privește-le! Nu este nevoie să le ud sau să le stropesc cu apă. Da, dar florile mele sunt vii. Privește pe geam! Afară este vară, dragă colegă! Ba nu! Privește mai bine! Este iarnă! Vară! Iarnă! Vară! Iarnă! Vară! Iarnă! Deci nu mă crezi! Hai afară să vedem! Bine! Miriam, privește cum am înghețat eu apa! E iarnă și e bine! Privește! Apa este gheață, zăpadă afară! Tu ce? Glumești? Mie mi-e așa de frig! Care frig, Miriam? Privește la mine! E cald afară! Și pot să fiu balerină pe gheață! Să pun mâna pe gheață, să o încălzesc. Du-te acasă imediat! Tu vrei să-mi strici mie toată gheața? Acasă cu tine, du-te! Du-te acasă, du-te! Du-te! Gheața este a mea toată! Vai, ce frig este afară! Hei, tu ce? Ai vrut să-mi topești toată gheața? Taci, mie și așa mi-este frig, doar că vorbești tu. Ha, dar mie mi-este atât de cald și bine, privește la mine. Eu mai bine mă duc la mare. Ce? Care mare? Acum este iarna afară. Eu mă duc marea acasă. Eu acuși voi îngheța acest trădămir. Bine, atunci mă duc să-mi cumpăr un brad. El este rezistent la frig. Acum îmi voi face repede cereale cu lapte. Turnăm laptele. Acum punem cereale. Laptele meu s-a transformat în înghețată. Gata, tu ce tin totul se preface în gheață. Ce frig este afară!